Nuci de macadamia, 10 beneficii pentru sănătate Nucile de macadamia sunt nuci de copac, care au aromă subtilă, asemănătoare untului și textura cremoasă. Originar din Australia, copacii de macadamia sunt acum crescuți în diverse locuri din lume, cum ar fi Brazilia, Costa Rica, Hawaii și Noua Zeelandă. La fel ca majoritatea altor nuci, nucile de macadamia sunt bogate în nutrienți și compuși vegetali benefici. De asemenea, sunt legate de mai multe beneficii, inclusiv digestia îmbunătățită, sănătatea inimii, controlul greutății și controlul zahărului din sânge. Vă prezentăm 10 beneficii pentru sănătate și nutriție ale nucilor de macadamia. 1. Bogate în nutrienți nucile de macadamia sunt nuci bogate în calorii, bogate în grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. 28 de grame de nuci de macadamia conțin calorii 204. Grăsime. 23 grame. Proteine. 2 grame. Carbohidrați. 4 grame. Zahăr. 1 gram. Fibră. 3 grame. Mangan. 58% din doza zilnică recomandată. Tiamina. 22% din DZ. Cupru. 11% din DZ. Magneziu. 9% din DZ. Fier. 6% din DZ. Vitamina B6. 5% din DZ. Nucile de macadamia sunt, de asemenea, bogate în grăsimi monoinsaturate, un tip de grăsime care poate stimula sănătatea inimii prin scăderea nivelului total și al colesterolului LDL, rău. Aceste nuci au un conținut redus de glucide și zahăr și au un conținut de fibre moderat. Această combinație le face puțin probabil să îți crească nivelul de zahăr din sânge, ceea ce poate fi deosebit de benefic pentru persoanele cu diabet. 2 încărcate cu antioxidanți la fel ca majoritatea nucilor, nucile de macadamia sunt o sursă excelentă de antioxidanți. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi, care sunt molecule instabile, care pot provoca leziuni celulare și vă pot crește riscul de afecțiuni precum diabetul, boala Alzheimer și bolile de inimă. În plus, nucile de macadamia se laudă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de flavonoide din toate nucile de copac. Acest antioxidant combate inflamația și ajută la scăderea colesterolului. Mai mult, această nucă este bogată în tocotrienoli, o formă de vitamina E cu proprietăți antioxidante care pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol. Acești compuși pot proteja chiar împotriva cancerului și a bolilor creierului. 3. Poate stimula sănătatea inimii nucile de macadamia pot scădea riscul de boli de inimă. Diverse studii sugerează că nucile de macadamia consumată zilnic poate scădea nivelul de colesterol total și LDL, rău, cu până la 10%. Interesant, un studiu mit la persoanele cu colesterol ridicat a remarcat faptul că o dietă bogată în nuci de macadamie a redus nivelul de acestui marker de sânge la fel de mult ca o dietă sănătoasă pentru inimă, cu conținut scăzut de grăsimi. Mai mult, consumul de 4284 grame de nuci de macadamia în fiecare zi poate reduce semnificativ marcării inflamației, cum ar fi leucotriene B4. Inflamarea este un factor de risc pentru bolile de inimă. Cercetătorii consideră că beneficiile cardiace ale nucilor de macadamie pot proveni din conținutul ridicat de grăsimi monoinsaturate. Această grăsime este în mod constant legată de o mai bună sănătate a inimii și un risc mai mic de accident vascular cerebral și atacuri de inimă fatale. 4. Poate reduce riscul de sindrom metabolic. Sindromul metabolic este un grup de factori de risc, inclusiv niveluri ridicate de zahăr din sânge și colesterol, care îți cresc riscul de accident vascular cerebral, boli de inimă și diabet de tip 2. Cercetările arată că nucile de macadamia te pot proteja atât împotriva sindromului metabolic, cât și a diabetului de tip 2. De exemplu, o recenzie recentă a legat dietele bogate în nuci de copac, inclusiv nuci de macadamia, de reducerea nivelului de zahăr din sânge. Dietele incluse în această recenzie au determinat ca oamenii să mănânce 28-84 grame de nuci de copac pe zi. Ei au înregistrat niveluri semnificativ îmbunătățite de hemoglobina, A1C, un, un marker al controlului pe termen lung al glicemiei. Mai mult, dietele bogate în grăsimi monoinsaturate, care cuprind 80% din grăsimi din nuci de macadamia, pot ajuta la reducerea factorilor de risc pentru sindromul metabolic, în special la persoanele cu diabet zaharat de tip 2. În general, aportul de nuci este, de asemenea, legat de scăderea glicemiei și a greutății corporale la persoanele cu sindrom metabolic sau diabet de tip 2. 5. Poate ajuta scăderea în greutate în ciuda faptului că sunt bugate în calorii, nocile de macadamia te pot ajuta să slăbești. Acest lucru se poate explica parțial prin cantitățile lor de proteine și fibre, două substanțe nutritive cunoscute pentru a reduce foamea și pentru a promova sentimentele de plinătate. Cercetările arată în continuare că o parte din grăsimile din nuci pot rămâne în peretele fibros al nuci în timpul digestiei. Astfel, macadamia și alte nuci pot oferi mai puține calorii decât se credea anterior. Într-un studiu de trei săptămâni, 71 de tinere japoneze au mâncat zilnic pâine, fie cu 10 grame de nuci de macadamie, nucă de cocos sau unt. Cei din grupul macadamiei au pierdut 0,4 kg, kg, kg până la sfârșitul studiului, în același timp cei din celelalte grupuri au rămas la aceeași greutate. Nocile de macadamie sunt, de asemenea, bogate în grăsimi monoinsaturate, în special acidul palmitoleic cu grăsimi omega-7, care poate proteja împotriva creșterii nedorite în greutate. Într-un studiu de 12 săptămâni, șoarecii obezi alimentați cu diete bogate în grăsimi, cu cantități mari de ulei de macadamie, bogate în acid palmitoleic, au avut celule de grăsime semnificativ mai mici decât cele care nu au dat niciunul din acest produs. Cu toate acestea, nu este clar dacă nucile de macadamia oferă aceleași beneficii la om. 6. Poate îmbunătăți sănătatea intestinelor nucile de macadamia conțin fibre, care pot fi benefice pentru digestie și pentru menținerea sănătății intestinale. Așa cum se întâmplă la majoritatea nucilor, fibra solubilă din nucile de macadamia poate acționa ca un prebiotic, ceea ce înseamnă că vă ajută să vă hrăniți bacteriile intestinale benefice. La rândul lor, aceste bacterii prietenoase produc acid graș cu lanț scurt, SCFA, cum ar fi acetat, butirat și propionat, care pot reduce inflamația și proteja împotriva unor afecțiuni, cum ar fi sindromul de colon iritabil, IBS, boala Crohn și colita ulceroasă. Unele dovezi sugerează că SCFA poate reduce riscul de diabet și obezitate. 7, 8 și 9. Alte beneficii potențiale cercetările emergente sugerează că nucile de macadamia pot oferi câteva beneficii suplimentare pentru sănătate, inclusiv asigurarea proprietăților anticancerigene. Nucile de macadamia conțin flavonoide și tocotrienoli, compuși ai plantelor care pot ajuta la lupta sau la uciderea celulelor canceroase. Cu toate acestea, este nevoie de mai multe cercetări. Îmbunătățirea sănătății creierului Cercetările efectuate pe eprubete și animale arată că tocotrienolii pot proteja și celulele creierului de afecțiuni, precum Alzheimer și Parkinson. Cu toate acestea, creșterea longevității, aportul regulat de nuci, inclusiv nuci de macadamia, poate ajuta la reducerea riscului de a muri prematur cu aproximativ o treime. Rețineți că aceste potențiale atribute sunt departe de a fi dovedite. Sunt necesare mai multe studii umane. 10. Ușor de adăugat în dieta ta nucile macadamia, se găsesc în majoritatea supermarketurilor, dar pot fi comandate și online. Sunt versatile și ușor de încorporat în majoritatea dietelor. În general, nucile crude de macadamia sunt cea mai sănătoasă formă. Cele prăjite uscate oferă o alternativă bună dacă nu aveți timp să le prăjiți singuri, dar încercați să stați departe de versiunile prăjite cu ulei, care conțin grăsimi inutile. Puteți adăuga nuci de macadamia în supe și mâncăruri calde sau le puteți folosi în loc de crutoane în salate. Untul de macadamia este un alt mod de a vă bucura de această nucă. Ca și untul de arahide, acesta poate fi răspândit pe pâine, biscuit și felii de fructe, sau adăugat la făină de ovăz sau iaurt. În cele din urmă, aceste nuci pot fi muiate și măcinate într-o pastă pentru a face brânză sau lacte fără lapte. Această pastă poate oferi și o bază pentru diverse deserturi. Nucile macadamia pot fi păstrate la temperatura camerei timp de una până la 5 luni, în mod ideal într-un recipient etanș. Depozitarea acestora în frigiderul de vese. le va păstra proaspete și mai mult timp, până la un an. Profitați de calitățile nucilor de macadamia cu măsură după ce ați cerut sfatul medicului. Rețineți că sănătatea e cel mai valoros dar al providenței pe acest pământ după credința în unicitatea sa și în trimișii săi. Sporiți obiceiurile sănătoase și limitațiile pe cele nocive pe cât de mult posibil. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul.